Zic că da, am avut și noi ocazii în prima repriză, chiar trei ocazii foarte clare. Ne așteptam la un meci destul de greu, pentru că eu zic că Astra este cea mai experimentată echipă din Liga 1. Până la urmă ne mulțumim cu acest egal și noi puteam să câștigăm și ei puteau să câștige pe final. Ne bucurăm că am scos un punct și trebuie să ne concentrăm pe următorul meci. Mai credeți în titlu după acest rezultat? Nu știu ce să zic, dacă ne gândim la titlu. Trebuie să luăm fiecare meci în parte, pentru că până la urmă este o performanță pentru noi, că ne-am calificat în play-off. Trebuie să rămânem concentrați, trebuie să muncim mai mult, pentru că vor veni meciuri și mai grele. Și trebuie să scoatem maximul din fiecare meci. Aveți jucători care vin din spate și pot juca titular la Craiova. Screciu în această seară a demonstrat că merită să fie în primul scurci. Da, într-adevăr, a făcut un meci foarte bun. Chiar am stat cu gura pe el încă de la începutul meciului. Mă bucur că ne-a ajutat. Mai sunt și alții care au fost astăzi pe banca de rezerve. A fost și Manea, a fost și Petri, care a intrat foarte bine în joc. Mă bucur pentru ei și sperăm să se adapteze cât mai repede. Andrei Ivan a avut din nou ocazie foarte mare, a ratat, la fel s-a întâmplat și la Pitești. Ce e cu el? Nu reușește să se înscrie în ultimele meciuri? Da, într-adevăr. A încercat o execuție pretențioasă. Îmi pare rău că n-a reușit să dea și el gol, pentru că ar fi fost și un asist pentru mine. Trebuie să se concentreze mai mult, trebuie să ne concentrăm cu toții mai mult, pentru că atunci când întâlnim o echipă experimentată, trebuie să profităm de fiecare ocazie, pentru că nu ne întâlnim cu multe oportunități într-un meci de asemenea manieră. Vă mai așteaptă o deplasare grea, jucați cu Dinamo. Da, va fi un meci destul de dificil. Ei au și suporterii care întâlnim la spate și noi sunt sigur că vom avea suporterii alături de noi. Trebuie să ne revanșăm și trebuie să ne întoarcem acasă cu 3 puncte de data. Cât de dezavantajat sunteți de faptul că meciurile de acasă nu le jucați la Craiova, ci le veți juca la Pitești sau la Severin? Nu știu ce să zic. Până la urmă trebuie să jucăm acolo unde ne trimit cei din conducere. Indiferent unde jucăm, noi trebuie să dăm totul pe teren. Suntem în play-off, merităm să fim mai sus și depinde doar de noi, nu contează unde jucăm, pentru că suporterii vor fi indiferent de loc alături de noi. Care sunt echipele care crezi din acest play-off că pot duce lupta până la sfârșit? Nu vreau să comentez.